Aeroportul internațional Chișinău își schimbă identificatorul unic format din 3 litere, din Kiev în RMO. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu pe rețelele sociale. De asemenea, el a venit și cu o explicație. Decis, din 18 ianuarie 2024, aeroportul internațional Chișinău va avea abrevierea RMO, Republica Moldova. Precedenta abreviere Kiev, o prescurtare de la denumirea rusească Chișinău, nu va mai apărea pe tabelele de zboruri. Călătorii plăcute, a scris ministrul. Menționăm că identificatorul format din 3 litere al aeroporturilor este atribuit de Asociația Internațională de Transport Aerian. Aceste coduri sunt utilizate de companiile aeriene, agențiile de vânzare a biletelor de avion, sistemele informatice de rezervare a biletelor și altele.